ziua, dragii mei! Astăzi o nouă parte de pescuit la file. Tot pe sălbatic. Deja este a patra parte de la el. M-am îndrăgostit de această locație. Trage destul de greu la 7-8 minute, dar când trage, nu mă apește frumos. Precădere caras. Caras mare. 700 grame, 1 kg. De moment o să fie cu mine. Pescuiesc pe coș de 40 la browning. O să vă arăt și montura mai încolo. 0,16 struna, 0,16 de vreo 40 cm. Călic de 10 de la 1. Hai să vedem ce o să mai urmez. De moment e super bine. Intrecarează toate mărurile, și mai mare și mai mic, de obicei mai mare. Din păcate, vine ploaia, tună și fulgeri în spatele meu ca la Balamuc. Este ora 1. De ceva timp am și renunțat la a doua lansetă pentru că trăsăturile veneau foarte des și foarte violente, le-am încurcat, le-am făcut varză, așa am decis să rămân la o lansetă. După cum se vede, cu siguranță o să plouă și o să plouă bine. M-am uitat și pe aplicațiile de profil. 80%, 90%, 100% șanse de ploaie, adică cam asta a fost partida noastră astăzi. Partida bună, spre foarte bună. După ce am nădit, am așteptat cam o oră, o oră și jumătate până am intrat peștii, dar după ce am intrat, au rămas acolo să hrănească. V-am spus că am și renunțat la o lansetă, dar că nu puteam să pescuesc cu două, trăsăturile veneau foarte repede. Am rămas cu una. Din păcate, în seara mai dragă, vine ploaia. Hai să vedem ce se mai întâmplă și sper să revin cu vești mai bune.
ploaie de vară, a venit destul de vijelios. Aia rău să pun umbrela, că nu știu dacă face față. Cred că face față, dar o ud, o fac praf. Mai mult de 20-30 de minute n-are cum să plouă, așa că mai bine stau și aștept în mașină. Sunt foarte curios după ploaia asta, oxigenarea asta apei, ce se va întâmpla. E 13:20. Să sperăm că maxim 14 se va opri ploaia și după aceea va mai urma încă o jumătate de partidă demențială, cum a fost și cea de până acum. După cum spuneam și mai devreme, înainte să vină ploaia, când am zis că mă gândesc serios să închei partida, deoarece eram super mulțumit până la acea oră de cum decursese pescuitul, am decis să rămân, pentru că v-am spus că am rămas doar cu o lansetă. Pești erau un lup pe vad, aveam trăsătură la 3-5 minute. Azi am pescuit numai cu coș de 40 de la Browning, o strună cam de 45 de cm de 0,16 și un clip de 10. Râmă întreagă, două râme, cu cât era momeala, cu cât este momeala mai mare, cu atât talia peștelui este mai mare. Am dat și cu trei râme și cu vierbă. Deci sunt foarte curios să văd ce se va întâmpla cu această repriză de ploaie. Hai să vedem! Așteptăm de moment! Începe treaba. Deci, de 40, aceeași neadă ca data trecută cu prin tijuret. Cam așa de mare. Cam așa. 16, pe de 10. O râme cu vârf. Că după ploaie și chiar soarele. Dar de treabă. Bună seara! Avem timpul să fie și o partidă. O partidă. Nu știu de grea. Ne-a plouat. A fost soare. A fost un vântu. De toate. Ploaie nu a fost așa cum am acceptat. Peștele nu l-am întâlnit. Am pierdut vadul. Am nădit de nou. Cam așa pește. Simpatic. Era și o plătică frumoasă. Care și 1 și 1.
uitați să vedeți la mine pe canal, nu uitați să vă abonați, dați un like, un share și până data viitoare.